față de Glock, ai o poziție mult mai înaltă a mâinii pe crosa pistolului. Asta nu se, deci axul țepii e foarte jos și nu o să observați la tragere, deci o să simți reculul mult mai mic decât la Glock. În al doilea rând, butonul de eliberare magazie este amplu text. Deci puteți să eliberați magazia sau cu degetul mare sau cu degetul pătrăgaș, depinde cum e mai ușor. De asemenea, o caracteristică foarte importantă, butonul de eliberare al slide-ului poate fi acționat ușor și în sus. Dacă avem un incident și trebuie să blochăm slide-ul în spate, foarte ușor, deci foarte ușor se poate acționa ridica cu degetul și să blocăm slide-ul în spate, să scoatem încărcătorul, să corectăm incidentul. Altă ordine de idei, e un pistol foarte modular. Dacă observați, tot mecanismul său se află în acest doi pin. Deci, scoatem acest doi pin de aici, tot mecanismul pistolului este afară pentru a fi reglat sau, eu știu, dacă vreți să mai ajutezi trăgaciul, că la Glock iese pe bucăți, dar asta iese complet și are de la un capăt de la altul, are și la metalică, nu că la Glock nu mai în spate. De asemenea, mecanismul de dare a focului, tot așa modular, are 3 pin, 1, 2, 3 și iese complet afară prin spate. De asemenea, demontarea pistolului este identică ca la Glock. După ce percutăm, apăsăm pe cele două și observați că chiar, spre deosebire de Glock, are chiar și mai puține piese. Asta e important, are mult mai puține piese. Doar are mai puține piese. De asemenea, este mai importantă, deci siguranța de percutor se mișcă stânga-dreapta, nu sunt jos ca la Glock. Ceea din care cauză, stânga-dreapta se mișcă, din care cauză trăgaciul merge foarte ușor. O să observați că merge direct din cutie, merge mult mai ușor. Are o senzație mai plăcută decât la Glock. La Glock este cilindrul acela, care trebuie ridicat în sus. Și, da, uitați, deja avem un pistol funcțional din nou. Bravo!